Liviu Dragnea, reacție dur la lista neagră a Comisiei Europene, vom cere explicații. Este fără precedent. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, la finalul ediniei BPN, ce premierul Viorica Dăncilă va cere explicații Comisiei Europene cu privire la o listă, document MCV. În legătură cu temele care au apărut în spațiul public, anume acea listă, document MCV de persoane care erau în diverse faze ale unor proceduri judiciare, dosare sau procese pe rol, doamna prim-ministru ne-a informat ce guvernul / sau Ministerul Justiției vor transmite o scrisoare de solicitare, de clarificare la Comisia Europeană în legătură cu acest document. Se află mecutoi ce a stat la baza întocmirii acestei liste, care sunt informațiile pe care s-au bazat și de ce s-a făcut această solicitare, pentru ce deja din ce în ce mai mulți din cei care i-au exprimat un punct de vedere consider că aia a fost o imixtiune brutală în actul de justiție din România. Se poate spune chiar ce era inducerea unei direcții ca acele persoane trebuie să fie neapărat condamnate. Nu mi se pare ceva fără precedent, foarte grav. Din acest motiv susținem demersul pe care l-a anunțat Dna prim-ministru, a spus Liviu Dragnea. Mihai Gâdea a prezentat, duminic, la sinteza zilei, un document care arată ingerine ale Comisiei Europene în justiția din România. Documentul este datat 10 octombrie 2012, adresat Guvernului României și prezintă o listă de cerine, în legătură cu MCV. Sunt 21 de puncte, iar la punctul 20 se cere o scurt descriere a situației curente și să se stabilească pai următor pentru cazurile de înalt corupie care îi cuprind pe Gheorghe Hopus, Adrian Nestase, Erban Berediteanu, Ion Dumitru, Decebae Traian Reme, Dan Voiculescu, George Becali, Cătălin Voicu, Tudor Chiariu.